Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Dragoș Bosa și, ca de obicei, vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici, din studioul HDV. Banatul-i Fruncea, Timișoara-i Fruncea, așa ne place să spunem, însă, uneori, lucrurile par scăpate de sub control, cel puțin într-un domeniu în care Timișoara era, într-adevăr, la un moment dat, etalon. Numai ieri a fost o dezbatere publică extrem de aprinsă pe tema inelului 1. Cum se va dezvolta Timișoara? Care sunt șansele de a deveni cu adevărat o metropolă și cum? Și cel mai important lucru, cum se va întâmpla acest lucru? Sunt întrebări care, din păcate, nu prea avem niște răspunsuri. Cum nu avem un răspuns când vom avea un plan urbanistic general al municipiului? Dar sunt multe, iar autoritățile par a fi cumva pierdute în detalii neesențiale și uitând chestiunile fundamentale. Așa că, pentru a încerca să lămurim toate acestea, am invitat un om care știe Timișoara de pe hartă și în hartă. Este fostul arhitect șef al municipiului, domnul arhitect Radu Radoslav. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația la Press Alert Live. Radoslav, aș începe cu chestiunea cea mai fierbinte din punct de vedere, măcar al opiniei publice. Celebrul Inel 1 a fost ieri o dezbatere publică, e drept, după ce s-a aprobat o hotărâre de Consiliu Local și ca om care ați lucrat în administrație, aș vrea să comentați și acest detaliu. Și întrebarea mea este, pentru că acolo replicile au fost de genul la întrebările cetățenilor, cine sunteți voi să întrebați, și s-a spus primarului că sunt contribuabilii. Întrebarea mea este cât de util, de necesar și de bine pus în locul respectiv este acea subtraversare și acea închidere a inelului 1 prin fața operei, ca să discutăm pe înțelesul tuturor. Lucrurile sunt, se pot spune într-o frază sau în multe ore. Eu am să spun la început într-o frază. În primul rând, un plan strategic, ceea ce se cheamă urbanism, este un contract între administrație și cetățeni proprietari de proprietari. Cu ce se ocupă administrația? Are două domenii clare. Are bugetul și proprietățile lui. Asta, cu asta se ocupă. Și acum revin la treaba cu Pugu. Deja de destul de mult, eu spun că din anii 2010, dacă nu mai repede, în lume lucrurile au fost, în lumea europeană profesionistă, s-a ajuns la concluzia că nu se mai pot face planuri urbanistice de maniera, eu știu, că vine cineva și trântește un plan, un desen și după aia lumea trebuie să-l respecte. Și atunci s-a spus că trebuie analizate pe scenarii fiecare variantă. Aceste lucruri ar trebui să fie discutate și așa mai departe. Din cauza asta, în 2012 am publicat o scrisoare deschisă către toate bresele, fiindcă se spune acum că la procesul ăsta de devenire urbană participă zeci de actori, așa se cheamă, și ăștia ar trebui să fie să facă o alianță. Dacă nu e alianță, este dictatura unuia împotriva celuilalt. Și despotismul ăsta nu mai este favorabil societății, fiindcă el, și o să tot revin, el naște neîncredere. Merg mai departe. Un Pug, la ora actuală, probabil că știți, Pugul, cel pe care este legal în vigoare, cred că e cel din 2003. El a fost... Se tot vorbește de un altul nou, de un proiect care nu se mai termină. El a fost contractat în 2010, cred, în 2 ani de zile, sau 2012, în 2 ani de zile, ceea ce era evident că nu se poate, și cu obținerea avizelor în 3 luni, ceea ce era evident că este aberat. Dar, din păcate, când totdeauna asta, mie mi-a născut, vă spun din start, neîncredere. Și, repet, ăsta e cel mai rău lucru posibil. În 2012 a fost.
Merg mai departe. Am o secundă, vreau să vă întrerup cu o precizare scurtă. Când, după ce ați făcut această scrisoare deschisă, ați avut vreo reacție? Să rămânem pe chestiunile punctuale. Eu sunt am trimis-o și politicienilor și administrației locale, deci și organizațiile și primărie și așa mai departe. Și o singură organizație, am trimis și la București, nu credeți, organizațiile așa, și una singură din București mi-a răspuns un răspuns care mi s-a părut foarte interesant, că mi-a zis că e interesant, dar nu este momentul acum, și în discuție private mi-a zis: bă, trăim în România. Și a zis: și care e problema? Eu sunt european și vreau să trăiesc în Europa. Deci de pe plan local? Nimic. Transparență, curat democrație, apropo de neîncredere. Și atunci, mergem mai departe. Din păcate, eu spun că din fericire, a apărut o lege care spune că un PUC trebuie să fie finalizat dacă are un plan de mobilitate urban. Că ăsta este lucru esențial. Și acum, ce spune un plan de mobilitate urban? Spune că el se face în 3 variante. Deci foarte serios. Și aceste variante trebuie să fie analizate, evaluate pe niște metacriterii, să-i spunem. Ca să fiu foarte limpede, este, cele 3 sunt partea economică, partea socială și partea ecologică. Repet, foarte mare. Și după aia ei vin și cu criterii, deci subcriterii, să le spunem. Problemele sunt așa, că în PUG-ul din 2012, atunci s-a prezentat un studiu de circulație și inelul întâi era închis prin fața operei, pe Caldarâmul de acolo, cu troleibuz. De cine a putut să aibă... Scuzați-mi, cine a fost omul care... Aveți idee cine a fost cu ideea asta? Eu n-aș vrea să... E o tâmpenie sinistră, cu tot respectul. Eu n-aș vrea să spun nume. Să spunem... Pe mine m-a deranjat când era făcută de o echipă de tehnicieni care reprezentau o singură direcție. Eu v-am spus aici o alianță de foarte multe direcții. Dar cum să treacă prin minte așa ceva? Eu și bine că n-au trecut prin operă. Eu, de exemplu, ca să mă descarc acum, am început să scriu un blog și ieri seară era despre piața operei, cum a evoluat și ultimul sau penultimul am scris de faptul că mie mi se pare nici în 1989, în decembrie, armata n-a avut curaj să intre acolo. Și acum vine cu troleibuzul și așa am scris că șterg cu cauciucurile de la roți, șterg urmele de acolo. Ăla e... Nu discut că, de exemplu, dacă acolo n-ar trebui să fie, cu scuze de rigoare, n-ar trebui să fie nicio scenă. Fiindcă acolo, în luna decembrie, acolo, în... cum a fost, de exemplu, și acum a fost evenimentul de la colectiv unde au murit niște colaboratori foarte buni de-ai mei din București, dar eu vă spun, acolo s-au dus oamenii și au pus lumânările. Acolo ar trebui să se ducă. În Timișoara au fost multe locuri dramatice ce s-a întâmplat în 89, dar acolo au fost 100.000 de oameni. Acolo e locul. Acolo e locul. Și atunci o să spui, știți, evacuați lumânările că trece troleibuzul. Sau troleibuzul, transportul în comun nu se poate. Atunci am fost foarte iritat și am spus că nu este corect. Bun, acum se vine cu o variantă să treacă mașinile pe sub. Da, și acum, despre această variantă, iarăși eu spun că este prematură. Și eu vă spun, din punct de vedere tehnic se poate face. Am o remarcă foarte corectă apropo de chestiunea asta și vreau să o punctăm. Da. Colegul meu Adrian Păcrișan, mulțumesc Adi pentru observație, spune exact așa a aruncat și treptele catedralei cu sângele pe el. Apropo de lucruri. Da, iar e o chestiune, e o chestiune. Știu, pe mine mă doare. Asta e crudă realitate, domnule. Asta Radoslav. Eu vă spun, Timișoara a intrat în istoria omenirii de două ori. În istoria Europei a intrat în 89 și 98 a intrat în istoria omenirii. Poate o să discutăm din ce s-a întâmplat în 98 atunci. S-a schimbat toată arhitectura geopolitică a lumii din cauza orașului Timișoara. Da, asta e altă chestie. Și revin atunci. Deci, din punct de vedere tehnic,
se poate face și o variantă și cealaltă. Cealaltă, vă spun că este avizată. Avizată? Cea cu nu, cea cu trecere deasupra. A, de deasupra. Da. Ea este ceea ce mi se pare da. Ce ați spus dumneavoastră. Totul. Deci amândouă tehnic se pot face. Al doilea lucru. Din punct de vedere... Deci astea... Așa tehnic puteți să faceți și o pasarelă peste piață. Asta vreau să vă spun. Măcare, de... pune un da. Telegondol. Deci se poate. Nu, că unii au spus că nu se poate, că... Dom'le, orice se poate tehnic. Al doilea lucru este partea economică. Ok, este fezabil. Una este scumpă, alaltă, cealaltă este foarte ieftină. Evident că aia de desubt e mai scumpă. Dar... Din punct de vedere arheologic, una s-ar putea, eu vă spun când am fost copil, pe vremea mea circula o legendă urbană că între Muzeul Banatului și, să zicem, Modex, pe puțin pe diagonală, e un tunel care este înainte de 1732. Și eu nu cred că acele lucruri... Deci dacă ar vrea să înceapă, să nu primim, să nu cădem în eroarea, că noi ar trebui să învățăm din experiența cu piețele din Timișoara. Ca să ajungem și la ele. O să, n-ai voie. Deci dacă vrei să faci, trebuie să primă să faci niște escavări. La magazinul modern este evident că există ruinele zidului care sunt îngropate. Dar depășești și treaba asta. Dar problema, al treilea lucru este partea culturală, care este partea socială, care este cea mai importantă, fiindcă eu m-aș simți ofensat la una din variante, la cealaltă nu m-ar deranja. Dar, repet, atunci când faci o strategie, ai priorități. Și ea începe de a... poate o să discutăm. În 2012 am făcut în tocmitorilor o scrisoare în care am spus foarte multe lucruri care le-am cerut. Printre altele am cerut să se facă discuții pe obiective alternative, pe strategii alternative. Și, de exemplu, una este... dacă Timișoara vrea să fie în Europa sau nu vrea să fie în Europa. Dacă vrea să fie în Europa, trebuie să gândească geostrategic ca zona metropolitană. Și atunci, acest plan de mobilitate, așa spune și legea, îmi pare rău, că nu poți să faci un PUC dacă n-ai zona periurbană făcut. Asta e oarecum zona de zona metropolitană. Să spune. Din ce cauză? Că nu poți să faci erori cum s-a făcut acum, ieșirea spre autostradă a orașului Timișoara, când vrei să mergi pe la Hamburg, te duci pe în Dumbrăveța și acum câteva luni s-au pus stâlpii de troleibuz în mijlocul. Și dintr-o dată e haos. Astea sunt erori. Și după aceea, asta vreau să ajung, la inelul a doua prioritate, deci prima dată să faci în jur, să ai strategii, noi am făcut una din strategiile astea, dar nu asta vreau să discut, ci a doilea este inelul 2, fiindcă până la inelul 2 ar trebui să intre mașinile. De la inelul 2 ar trebui accesul până la inelul 1 ar trebui să fie destul de restricționat, cu bani nu mă interesează. Și din inelul 1 este evident că n-ar trebui să fie în interior deloc. Și atunci, nu încep cu un detaliu, când tu nu știi lucrurile mai mari. Deci spuneți că s-a pus carul înaintea boilor? Da. Sau boi sunt unii care nu știu ce fac? Ba, că nu, acum nu, sunt două variante de lucru. Nu, asta nu aș crede că... Eu am lucrat în administrație și știu. Sunt momente domnule de Radoslav, panică. Haideți puțin să rămânem aici, da. Că a spus o și... propoziție magică. Am lucrat în administrație. Da. Și întrebarea mea este simplă. Da. Sunt două întrebări care îmi vin acum în minte, extrem de simple. Unu, păi nu e nimeni în administrație, în primăria Timișoara, care să spună, domnule, nu începem cu chestiunea aceasta de detaliu și trebuie să începem cu chestiunile macro? Sau contează mai mult opinia și decizia luată de un singur om, adică primarul Nicolae Robu, care are o problemă? Are o problemă legală, având în vedere că acea chestiune cu acvariu este investigată de DNA și se încearcă să se dea o justificare acestei achiziții a acvariului, când are niciuna... Eu vă pot spune, de mult tot am venit cu ideea că
Muzeul Revoluției ar trebui să fie în clădirea Operei, în care momentul culminant să fie balconul Operei, și acest subsol ar fi trebuit să fie anexă, fiindcă între subsolul ăsta și operă, vă pot spune probabil că e quasi în premieră, el trebuia să fie invers făcut, dar s-a greșit în 78. Și, ce s-a greșit? Haideți că asta e chiar interesantă. Da, el a fost conceput cu o diafragmă de beton, deci un zid puternic de beton către operă. Și către piață erau stâlpi. Și s-a făcut exact invers. Deci aha, zidul de beton este înspre piață și între spre operă este au stâlpi. A fost o greșeală de execuție. Așa s-a întâmplat acolo. Deci ce înseamnă? Că de fapt legătura între subsolul operei și subsolul ăsta este o operațiune de niște mineri o fac într-o zi. Adică trebuie doar da, și atunci pe lângă că problema într-adevăr este o problemă, a fost o problemă gravă cu utilizarea acestei nerozii care vă pot spune, ea a apărut în anii 78, era un prim secretar care a venit de pe alte meleaguri și a crezut că trebuie să intre în istoria orașului Timișoara și a zis, ne-a chemat pe toți arhitecții și a spus că știți că pe acolo trecea inelul întâi pe acolo și a zis, domnule, la Sibiu, obsesia tuturor românilor să copieze orașul Sibiu de foarte multe decenii, acolo a fost un pasaj subteran, s-a construit, trebuie să facem și noi un pasaj subteran. Unde? Și s-au găsit unii și au zis acolo trebuie să facem. Ok. Care era evident în 89, în noiembrie, a fost finalizată pietonizarea. Deci nu mai era nevoie de pasaj. Și de acolo a început aventura acestui pasaj. Că de fapt el nu mai era bun la nimic. Am înțeles. Bun, dar revin la întrebarea mea. Spun. Nu era nimeni în primărie care să spună, domnilor, da, aici, cu detalii. Păi, vorbim de oameni, presupunem că sunt profesioniști. Eu totdeauna am discutat și oamenii se plâng că ei n-au ce face. Și eu spun că nu. Stai, în ce sens se plâng că n-au ce face? Că dar nu cei de aici. Eu discut fiind reprezentant. În general, am înțeles. Sunteți un diplomat. Da. Nu, în toată... Și toți colegii mei care lucrează sau lucrează, că ei nu pot să facă nimic. Așa am zis, mă, nu vă supărați. Dar cine oprește? Ce trebuie să rămâi în postul ăla dacă... Gestul de a pleca înseamnă că atragi atenția că ceva nu e în regulă. Dacă nu te poți înțelege. Mariajul, fiindcă aici e alte treabă importantă. Este surprinzător. Cel care este ales singurul este primar. Restul... Și consilierii locali sunt aleși. Da, evident. Mergem mai departe. Dacă vreți și cu consilierii putem discuta. Ei sunt aleși de partide, nu de populație. În țările anglosaxone, ei reprezintă cartiere. Da. Nu reprezintă partide politice. El n-are nicio legătură cu aleșii lui, consilierul. Singurul care are legătură cu aleșii este singurul care își riscă pielea, este primarul. Problema este următoare. Nici meseriașii nu își riscă pielea, fiindcă el poate să spune, vreau să fac o pasarele, tehnic se poate. Și am să vă dau ca să înțelegeți ce erori, că lumea nu mai admite. După criza din 2008, în țările sudice se spune austeritate. În țările nordice din Europa se spune disciplină financiară. Aeroportul din Berlin nu este finalizat de 10 ani, fiindcă au depășit bugetul. Gara din Stuttgart nu e finalizată, că au depășit bugetul. Nu mai știu ce. Stadionul de la Tokyo pentru Olimpiadă, o mare arhitect care a zis că face 200 de milioane, când a început execuția, a fost 400. Și japonezii au zis, doamne, ne pare rău. Ori faci de 200 de milioane, ori dacă nu, ăsta e bugetul nostru. Înțelegeți? Deci ce vreau să vă spun? Că, de fapt, problema este că primarul când, într-o țară, el vine cu echipa lui. La noi nu vine cu echipa lui. Tehnicienii sunt echipa lui, vreau să spun, cu o echipă de 4-5, care... managerul de city manager, deci politicianul vine cu suportul politic. City manager e în echipă cu el și spune, ok, poți să faci asta, asta și asta. Politicianul nu se mai ocupă de treaba asta, fiindcă city manager se ocupă dacă se termină. Gândiți-vă ce nenorocire a fost cu
cu podul Michelangelo. Și ce lucruri bune și ce lucruri proaste au ieșit de acolo. Eu mă gândeam acum când îmi spuneați că primarul ar trebui să vină cu echipă, da? Da. Măcar de consilieri. Da. Mă gândeam că primul consilier al primarului Nicolae Romu, asta e realitatea. Este domnișoara Sanda Greblă, care a avut singura calitate că îi făcea probabil cafeaua la timp și a terminat o facultate. Cu experiență zero. Nu cunosc. Nu, dar asta pot să spun că și eu când am fost în peste tot, doamna care face cafea este esențială. Da. Da, avem simțul morul. Deci, nu, eu nu cunosc și nu știu. Nu, dar cu tot respectul, nu poți să ții consilier. Sau nu și mai dăm niște nume. Nu poți să ții oameni, acel tânăr care, iară, o fi fost bun, o fi fost la politehnică, acel ultim consilier, îmi scapă numele acum, care e pus să verifice ce spune primarul, notele interne, mă rog. Deci oameni fără experiență, nu poți să ții consilier personal, oameni care nu pot să-ți aducă convins, plus valoare, acum, cu tot respectul. Eu sunt convins de următorul lucru, că teoretic astăzi, evident că trebuie să mă pregătesc și m-am gândit că o să fie despre discuție, m-am uitat la ce era scris în presă. Și am văzut că domnul primar a zis că acolo i s-au prezentat mai multe modele, de la fără mașini. Eu am fost odată cu primarul de la Copenhaga 2004 și m-am crucit. El a zis că ei fac o lege că în oraș n-ai voie să ai mașini. Și apartamentele n-au voie să aibă, nu știu, suprafețe de bloc de la noi. Asta e, așa vor ei. Și eu erau foarte mulți arhitecți, șefi din lume. Așa. Și eu m-am ridicat și am zis, domnule, o fi la voi, dar la noi tot românul vrea să-și cumpere mașină, că noi n-am avut mașină. Și l-am uitat la mine ca și cum aș fi fost din de pe altă planetă. Vă mai spun, apropo, dacă tot e discut, gândiți-vă că până în 2020, dar mult mai repede, va apărea ceva care produs de Tesla și de Google, două firme. Mașini electrice. Nu, mașina aia n-ar fi nimica. Fără șofer. Care va... telefonul celular a fost cea mai mare invenție în ultimii 600 de ani, fiindcă ia uniform tot ce se întâmplă datorită. Mașina asta este o treaptă superioară telefonului. Poluare nu o să mai fie, am citit care era observație, poluare, ok. Congestie o să fie, dar eu nu știu cum arată aceste, cât de mari sunt și așa mai departe. Și s-ar putea să avem surprize imense. Că nu credeți că tot ce se întâmplă în industria automobilului... Deci mașinile există, probabil. Și... Deci lucrurile astea nu le poți să le intuiești, dar nu poți să fii sigur. Și revin, primarul bănuiesc din declarațiile lui că are consilier din Barcelona. Barcelona, pe de o parte... Zice că a fost domnia sa într-o vizită pe acolo. Nu, a fost de mai multe ori și am discutat cu niște... profesori mari de acolo care au venit în Timișoara. Deci nu glumesc. Deci au fost profesori, arhitecți din Barcelona sigur. Care spuneți că primarul Nicolae Robu îi consultă? Nu știu dacă îi consultă, eu chiar am nu înțeles. Știu, dar știu că au luat legătura. Uh-huh. Și atunci problema este că glumesc cu catalanii. Visul multora e, modelul este Barcelona. Și aici ține de cultură. Cultura... Se potrivește modelul? Da, fiindcă altfel se cheamă colonizare. Astea sunt alte teorii care nu vreau să le discut acum. Și da, care se potrivește modelul Barcelonei pentru Timișoara? E diferență de scară foarte mare. Dar eu nu vreau să discut acum. Dar se potrivește la fel de mult ca modelul Helsinki. Sau ca model... Ieri am înțeles că au fost date mai mult. Eu totdeauna, poate știți, am făcut un articol odată acum vreo 6-7 ani și am zis că eu nu... Și asta e adevărat. Bunicul meu, care era... Și-a trimis copilul de aici la facultate la... Ei erau... Toți mergeau la Budapesta și la Viena. Pe tatăl meu, în anii 40, l-a trimis la București și mi-a zis așa, să n-ai încredere nici în Budapesta, nici în Viena, nici în București, să ai încredere doar în Timișoara. Deci, asta e părerea mea. Trebuie să știi tot ce se întâmplă în jur și să... Să ai propria opinie.
viziune aproape, fiindcă niciun oraș nu e la fel ca celălalt. Corect. Apropo că niciun oraș nu e ca celelalte, da. Aș vrea să-mi spuneți opinia noastră apropo de alte două piețe care au născut discuții. A fost piața, prima și cea mai aprinsă discuție a fost Piața Libertății. Da. Vă place cum arată după reamenajare? Da, am să spun altceva. Cu plăcutul și neplăcutul sunt chestii subiective. Eu o să vă spun dacă îmi place sau nu. Dar problema este că nu este normal să nu fie să apară lucruri tot timpul surprinzătoare. Astea trebuiau comunicate din timp. Fiindcă așa, toată lumea, că o să ajungem probabil și la statui, toată lumea se simte înșelată. Fiindcă astea trebuiau să fie într-o strategie, toate lucrurile. Revin la piață. Da. Eu aș fi vrut... Ce înseamnă treaba asta? Înțeleg că în 2012 guvernul României a... Comunitatea Europeană a dat la cele, nu știu cât, 7 poli de creștere din România, printre care și Timișoara, între 70 și 90 da, bani, de milioane. Da. Și Timișoara trebuia să aibă proiectele făcute. Și pentru asta trebuia să fie pregătită populația. Deci nu să discute că trebuie piața aia, că piața aia trebuie mineral. Care e filozofia de abordare a celor trei piețe, de fapt patru piețe, că e și Piața Operei. De ce una trebuie să fie minerală? De ce una trebuie să fie cu piatră? De ce una trebuie să fie cu cărămidă roșie? De ce cealaltă trebuie să fie, eu știu, cu gradene? Și la fiecare trebuie să fie discuții, repet, între foarte multe categorii. Deci astea, fiindcă altfel tot timpul avem impresia opacitate care de fapt înseamnă corupție. Eu sunt convins că n-a fost corupție. Sunt convins că oamenii care au proiectat sunt din ce... Nu că sunt convins, știu că sunt din cei mai buni. Dar nu asta e important. Important este mai... Procesul este mai important. Deci transparentizarea este mai important. Acum, Piața Libertății. Din 1732 până în 1903 a fost fără copaci. Fără arbori. Avem și o întrebare apropo de arbori, de la un cititor. Domnul arhitect, din câte știu, la Paris, după cel de-al doilea război mondial, nu s-a autorizat distrugerea niciunui metru de pătrat de zonă verde. Ce părere aveți de ce s-a întâmplat apropo de Libertăți și Piața Unirii? Păi, iarăși e istorie. Piața Unirii a fost o piață, eu am prins. Se vindeau porumbei, se vindeau grâu, ovăz și așa mai departe. Pe acolo trecea, după aia a trecut troleibuzul pe Gheorghe Lazar. Da. E, ea, în 1960, s-a făcut un parc acolo. Care, cum să spun, a distrus și după aia, în 87, s-ar putea să greșesc, s-a făcut o piață barocă. Care este un nonsens. Barocul se face în oraș, în afara orașului. Că, de fapt, barocul ce înseamnă? Aleșii poporului se duc în afară, nu mai poți să stai cu mitocanii. Și atunci fac Versailles, fac Schönbrunn, în afara orașului, la kilometri. Și aș fac o viață. Și, de exemplu, Versailles la Paris trăiau 3.000 de oameni și Paris avea 300.000 de oameni. Dar era la fel de mare ca și Parisul. Numai că s-au separat. Și niciunde în lume nu este în centrul unui oraș o piață barocă. Fiindcă piața barocă înseamnă piața din interiorul orașului era al cetățenilor, nu era a unei elite. Nu vreau să discut opțiuni, a fost opțiune. Mai departe, acolo, nu știu dacă în Unire dacă s-a tăiat ceva. Nu a fost foarte mult. Încă se lucrează, la ea nu e gata, nu știu. Nu, dar sigur. Păi nu, bun, dar discuția, bătălia sau discuția aprinsă pe Piața Libertății. Da, deci eu știu următorul lucru, că 200 de ani aproape 200, n-au avut, erau doi copaci pe unde era sediul PDCCD-ului. Erau cei doi arbori. Fiindcă acolo era piața de paradă. Deci, în paradă nu pui copaci. Acolo mărșăluiesc soldații, da? Regina Maria a pus cei doi copaci care există, cei doi arbori care există acum la, nu știu cum se cheamă, comenduirea. Da, la comenduirea. Care ăștia au rămas, da? Iar au o anumită semnificație simbolică pentru orașul Timișoara.
De restul, eu, Mihai Opriș mi-a spus, care totuși este expertul, că lui îi place, fiindcă dintr-o dată a descoperit o altă piață în Timișoara și care n-ar fi putut să bănuiască din cauza copacii și acum este mult mai mare. Ăsta este unul din cei mai mari experți, dacă nu e cel mai mare expert. El asta a văzut. I-am spus, da, dar uite, lumea se plânge că nu are umbră. Atunci, știu că a ieșit supărare, am spus, domnule, poate să pui chivece cu copaci și în funcție de culoarea politică care ajunge, conduce Timișoara, să facă copaci roșii, galben, albaștri. Nu e o problemă. Lumea astăzi totul e posibil. Mihai Opriș mi-a zis altă chestie, că asta mi-a plăcut, că, de exemplu, în Germania, în astfel de piețe, altă eroare, părerea mea, că s-au astupat vestigiile istorice. Asta mi-a luat proces, întrebarea din și, gură. Acolo s-a luat, fiindcă, în mod normal, acele vestigii se știau că sunt. Proiectul n-a fost gândit cu el. Când s-au descoperit ceea ce trebuia să știe, da, depășesc lucrul ăsta, fiindcă dacă se întâlneau cu arheologii sau citeau hărțile care au fost făcute și la primărie de Mihai Opriș pe suport electronic, deci nu alea desenate în anii 70-80. Deci amatorism într-un atunci se știa că sunt. Și atunci trebuia să gândească piața în funcție, deci aceste ruine să fie integrate, integrate și ele să fie locul care cum să dea plus valoare ca da, să-ți folosim un termen comercial. Și ideea a fost următoare, că a zis, domnule, în Germania s-a pus un cort și acolo stă lumea dacă îi vrea umbră și așa mai departe. Eu nu știu, deocamdată eu vă spun... Acum s-a acoperit, gata. Eu vă spun așa, da, de acord. Eu vă spun că, repet, scena din fața operei n-are ce să caute. Și ar trebui mutată în libertății, fiindcă libertății este acum piața singura. Piața operei este o piață, deja muzeu, sau cum să spun, are o încărcătură. Tot timpul am zis că este o biserică în aer liber, cu amvonul sus la balcon, că ăla a fost lucru important. Și asta la altă, deocamdată, pare prea mare. Și la anumite evenimente, acolo ar trebui să se facă. După cum, este evident că acum, abia acum ne dăm seama de acele clădiri care sunt și care, evident, că ar trebui refăcute. Și asta ar trebui să fie prioritatea numărul unu. Dar intrăm în altă lume. Nu, o lume interesantă, da. Și mă gândeam... Sau, de exemplu, foarte mult îmi place Sfântul Gheorghe, dar eu nu știu dacă o să fie soare, fiindcă piața e foarte strântă și așa mai departe. Și când stai pe gradene, de obicei, scopul unei gradene e să stai vara și să te uiți la oameni. Ăsta este scopul. Și dacă nu-i soare, atunci s-ar putea să nu fie oameni. Repet, astea toate trebuiau discutate înainte cu pro și contra, ajuns la compromisuri, fiindcă nu mai este posibil să se facă lucruri care nu au... cu scântei înainte. Nu după. Nu după. Domnule Radoslav, asta e reproșul meu. Apropo de chestiunea aceasta, pierde Timișoara, de exemplu, că și-a îngropat istoria în libertății. De altă parte, mai avem un exemplu. Da. E acea bucată de zid, da, da. În zona pieții 700, da. Care iar așa e. Pe de altă parte îngropăm, da. Avem în piața, da. 700 se pune mărarul și roșiile, da. Pe zid, iar mai avem și venim în contraexemplu cu ce s-a întâmplat la City Business Center. Da. Da. Păi, și sunt întrebi, da, cine e normal la cap, evident răspunsul, dar ce facem? Cele, nu știu, 6 episoade pe blogul meu se chema demolarea, construirea, îngroparea și dezgroparea. A, deci urmează dezgroparea. Nu, deci asta, acum, fiindcă vine islamul peste noi, nu vreau să discut că erau sau nu, că asta era unul din punctele mele, care natalitatea aici este catastrofală și noi trebuie să avem politici clare de asimilare și cum asimilăm și ce politici, cum atragem studenți și așa mai departe, depășesc. E, aici este o chestie de, iarăși, de geopolitică.
Noi am îngropat, nu, Timișoara este singurul oraș din Europa care a fost demolat total. Nici un oraș în Europa n-a fost făcut așa în ultimii 500. În lume sunt foarte puține. Câteva. Și Timișoara a fost ras din cauza importanței geostrategice excepționale pe care și acum l-are Timișoara. Și v-am spus, în 98 s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat în 98? De pe aeroportul din Timișoara au zburat avioanele americane și au bombardat Serbia, care a votat altceva decât europenizarea. Și a fost un președinte care a interzis survolul avioanelor rusești pe teritoriul României și a permis, fără niciun alt acord, survolul avioanelor americane, bombardierilor de pe aeroportul din Timișoara. A fost prețul intrării NATO, probabil. În Europa. Și NATO, și în Europa. Evident. A fost pentru prima oară în istoria României, lucrurile au fost tranșate definitiv. Pe o perioadă foarte... Și România, sau Timișoara, nu mai este la periferia Europei, cum a fost foarte mulți ani, ci este în centrul Europei. Asta este... Și atunci, revin... Iarăși, asta este o decizie. Nu ai îngropat niște ruine. Ai îngropat ruinele turcești. Este cu totul și cu totul altceva. Deci sunt lucruri. Și eu cred că asta era, de exemplu, o dezbatere. Nu că se îngroapă ruinele, că se îngroapă ruinele turcești. Și noi suntem un oraș care tot timpul am spus că suntem un oraș care nu avem istorie doar europeană. De asta putea să fie o dezbatere. E o chestiune de filozofie până la urmă și de... Da. Adică loc să ne certăm acum că vin islamicii sau nu vin la noi, noi lucrurile astea le puteam să le tranșăm, fiindcă oricum vor veni. N-ai ce face, dar nu vin ei, vin pakistanezii. Nu vin pakistanezii, noi suntem hiper pregătiți că vin indieni. Și ei au altă cultură toți și noi suntem pregătiți să asimilăm. Da. Bun. Un mare proiect anunțat de prin... Mai avem vreo 10 minute. Da. Și-s câteva chestiuni despre... Nu, am să vă spun din ce cauză. Opa, asta e. Am primit? Da. Ia. Doamnelor și domnilor, vă rog să fiți atenți la domnul arhitect. Avem o informație de breaking news cu adevărat. Era surpriza și se pare că am avut cineva acolo sus, ne iubește. Da. Domnule... Deci, la Oslo, o grupare de arhitecți urbaniști din Timișoara au luat locul 2 la unul din cele mai prestigioase concursuri de urbanism din Europa, la Europa. Cine sunt Demetrescu Timișoara? Este oarecum... Haideți, numai să le spunem Bogdan Demetrescu. Atâta. Ei sunt mai mulți, dar nu aș vrea... Și care a fost? Știți cu ce proiect au concurat și cum acolo, se numește acolo. Concursul? Au avut un oraș într-un oraș și vă pot spune... Dar nu, aș vrea să-i invitați, că asta este... Îi vă invitați, dar spuneți-le că știrea trebuie să fie completă. Dacă știți la ce... Într-un oraș din... Nu, au primit acolo mai multe orașe. Și pentru toate, foarte multe echipe, în 98 am făcut în Timișoara Europeanu, am fost în conducerea acestei organizații între timp. Deci, de la cine au primit premiul? De la gruparea Europan, care sunt cei mai... de la comunitatea din orașul respectiv. I-am înțeles. Ei au lucrat cu oameni de acolo, adică... Apropo, asta este important, să vedeți cum au lucrat acolo. Cu cetățenii, cu grupurile, cu... Au chemat arhitecți de acolo, aici, deci... Și asta în cadrul Facultății de Arhitectură. Deci au luat premium timișorenii locul 2 la Oslo. Da, da, da. Pentru un proiect în Oslo? Într-un orășel din... Da. Păi, cum s-ar zice, asta e cea mai bună dovadă că școala timișoreană e o școală puternică și că avem profesioniști și specialiști. Întrebarea mea este... De ce nu-i folosim? Ei sunt destul de tineri, ca să mă înțelegeți. Ei au 40 de ani. Eu, de exemplu, i-am promovat foarte mult când am fost director. Dar nu asta e, că nu de departament. Problema este să știi să
ce înseamnă să conduci. Arta de a conduce este o chestie extraordinară și eu vă spun că, de fapt, există tot felul de cărți serioase, arta de a construi un oraș. Ea este, domnule Dăsulat, o știință care este... Îmi cer scuze că vă întreb. Da. Eu acum, în momentul ăsta, da, mi-a crescut tensiunea, da, și sunt nervos dintr-un singur motiv. Da. Pentru că aș vrea să-mi dea cineva un răspuns la o întrebare foarte simplă. Când ai astfel de oameni care câștigă premii și nu pe șpagă și nu pe pile, da, de ce tu la tine în oraș am nu îi folosești exemplu ca să ai... No, să faci din face, Timișoara... El face lucruri foarte bune, este unul din cei mai buni pe monumente istorice. Dar eu monumente vă spun, istorice? Păi mă doare cap, uitați-vă ce e în oraș. Păi vă întreb, de ce nu ne folosim resursele, că e ceva strigător și enervant? Sunt foarte bun. Eu vă spun că, de exemplu, săptămâna viitoare o să fie un festival mare de tot cu de design, unul din cei mai mari designeri din Europa, care așa și care invită niște arhitecți. Și unul este Dorin Ștefan. Dorin Ștefan din București, care a luat premiul la Taipei acum câțiva ani și care a vrut să facă și el o lucrare în Timișoara. Și... și cine a pus frână, domnul? Nu cine știu. A pus piedică? Nu știu. Nu știu, nu vreau să spuneți. Evident. Din administrație? Nu. Era un domn care avea alte interese, bănesc. Am înțeles. Da. Bun, dar atunci să nu ne mai plângem. Păi... zic. Păi da, noi am primit în Timișoara pe Imre Macoveț, acolo la podul din fabric, de la turbine, care e de departe cel mai mare arhitect din Europa, din Ungaria, cel mai mare arhitect. Și eu știu ce scandal am avut, că atunci când l-am chemat să facă biserica reformată, care este biserica lor, adică nu e la biserica ortodoxă, păi așa vă pot spune, nu știu, gândiți-vă ce scandal imens a fost cu catedrala, cu concursul de catedrală din 1930 și ceva, când a câștigat forma asta și lumea a fost foarte nemulțumită. Haideți că vă întreb de un proiect. Spuneți. Eu spun, după cum am citit și am aflat, cred că fundamental pentru dezvoltarea Timișoarei. Spuneți. Fântână arteziană pe Bega. Deci vă rog frumos, este proiectul fundamental, este masterpiece-ul administrației Robo, anunțat, atenție, ca realizabil anul viitor, dacă mai apucă, vine alegerile, dacă nu realizează nici măcar fântâna arteziană pe Mega, ghinion. Pe primară, aia se poate face sau nu, dar ea trebuie să fie într-o strategie a malului Begheului. Strategia malului Begheului să pune Vaporetto, ca la Veneția, ca și cum Timișoara ar fi brăzdată de canale. Că se poate, nu se poate, când eu vă spun un lucru, ca timișorean, noi am avut două elemente care toată mișcarea underground, sau cum să spun, a fost așa, pe Bega, unde au fost canatorii și care vâsleau, fiindcă era racordul cu Oxford și cu Cambridge. Toți intelectualii majori din Timișoara au făcut canotaj. Nu că au făcut, că era, n-aveai în anii ăia voie să ai legături cu ea, ei erau, asta era legătura. Și acum, rățuște, baletiste, tot felul, și canotori, am vorbit cu Pațaichin, a vrut să vie aici și... a zis, nu, noi avem tot felul de programe, rățuște, din aia să... Cum să spun, nu poți să pui, Bega este un firicel de apă, nu poți să pui 10 lucruri deodată. Trebuie să te decizi. Ok, am omorât. Și al doilea era echipa de fotbal. Galeria lui Poli, care cântam Yellow Submarine, care nu era Yellow Submarine. Era racordul cu lumea care ne era interzisă. Deci, asta și asta sunt semne. Avem echipa de fotbal la galerie. Acum, intrăm într-o chestiune... Nu, singura galerie care, mă rog, este cea care este acum cu Brookerii. Da. Dar nu mi-a spus cu fântâna arteziană. Opinia dumneavoastră de plătitor de taxe și specialist în domeniul ăsta al arhitecturii. Că cu lumini colorat, așa, ca la Dubai, e bine? Nu știu pe trebuie. Eu am învățat un lucru, din păcate, lucrând în administrație, eu nu pot să spun că e frumos sau urât. Eu pot să spun că acolo eu am văzut
malul Begheului a fost cu, în lume la ora actuală se spune accesul la apă, accesul la apă, accesul la apă. În anii 60 s-a betonat. În anii 2012 s-a rebetonat. Când nici unde, peste tot se sparge betonul, copiii trebuie să puie picioarele în apă. La noi s-au pus garduri. Deci Bega trebuia să fie renaturalizată și al doilea lucru să fie canotaj. Asta este viziunea mea. Restul, că se pune cu culori, v-am spus, funcție de partid, pe mine nu mă interesează. Unii au făcut un pod din peturi, toți sunt, dar problema... Bun, până la urmă, acel pod de peturi, sincer, a fost un proiect interesant, ăla nu a dăunat grav care? Mediului. Podul de peturi, zic, a fost un proiect interesant. Eu știu, dar încă o dată, că nu știu cât mai avem timp, e ca și povestea... Mai avem câteva minute. Ca și povestea cu statuile care se fac în zona istorică acum. Pe mine, eu sunt... În anul 2003 sau 2004 am făcut o din asta de sculptură, tabără, la podul Michelangelo. Și eu știu ce scandal am avut. Sau cu Paul Leagu din centru. Au spus că îmi pun bombe în casă, că am semnat. Dar erau alte vremuri. Cine v-a spus? O să vă spun o dată. Dar pentru ce? Nu, pentru ce? La tăierea panglici am fost singur. Toți au fugit ca iepuri. Să vă pună bombe în casă, de ce? Că am permis să se pui această... acel monument. Paul Neagu e unul din cei mai mari din lume. Acum... Dar cine a avut... În ce se întâmplă asta? Poftim? În ce se întâmplă? 99. Și de ce? Să vă pună bombă? Stați, nu, nu, e o chestiune... Nu, până la urmă, istoria asta, Timișoare... Eu scriu acum. A, hopa! Stați că mai avem... Stați că mai prelungim... Deci ce faceți acum, domnul Radu? Pe asta m-am retras, că nu mai vreau să... Așa, și deocamdată scriu pe blog ca să mă obișnuiesc. Și, repet, vă am deja vreo... memoriile? E un fel de memorie, că nu vreau... memoriile personale sunt... sunt personal. Aia nu vreau să discut. Nu, nu. Nu, eu vreau să discut pe fiecare, cu malul Begheului, cu stadionul, cu universitatea. Știți că stadionul în 1960 și ceva trebuia să se puie în parcul civic? Fiindcă era simbolul, Spartachiade era, era pentru popor, trebuia să fie în centru. Știți asta? Nu. Eram, și, nu eram nici născut atunci. Și recunosc. A fost o șansă și de-aia spun că asta trebuie, atunci era, nu în România, peste tot era dictatul unora, acum se cheamă alianță, nu mai urban, nu mai e voie, totul trebuie să se discute, fiindcă ăla care a propus, i s-a părea o chestie interesantă, dar a câștigat rațiunea care a aruncat stadionul în afara orașului și au zis, cum să pui stadionul în câmp? Și stadionul a fost în câmp, numai că asta înseamnă să ai viziune, nu să te gândești, să te duci la WC-ul acolo. Domnul Răzuslav, cu tot respectul, în Timișoara, în ultimii ani, a contat opinia unui singur om în toate deciziile pentru comunitate. Asta este cruda realitate. Da, iar pe de altă parte, scuze că vă întreb, da. Pe lângă că a contat, asta s-a întâmplat și datorită faptului că nu am avut... cu adevărat, și asta e o mare problemă a Timișoarei și cred că o să discutăm într-o altă emisiune, cred că e o temă de o oră de dezbătut, nu avem cu adevărat ceea ce se numește societate civilă. Cu voci puternice, cu voci articulate, cu voci care să-și asume public puncte de vedere. Asta este. Nu, am să vă spun un lucru. În primul rând, mecanismul așa este. Iarăși, eu am scris în 2012 acea scrisă și am spus următorul lucru. Un om politic vine cu un program politic. Domnul primar a venit cu 10 puncte. Citiți-le și el este acoperit. A fost votat. N-are fântână arteziană pe Begampar. Repet, eu nu știu. Da, alea sunt. Nu, nu, fântână arteziană pe Begampar. Să mă înțelegeți, eu nu știu dacă are sau n-are. Dar eu vă spun că așa se procedează. Și orice face în astea 10 puncte, el are dreptate fiindcă a fost ales. Ce face pe lângă ar trebui să fie dezbatere publică. El a fost ales cu alea 10 puncte. Și de-aia v-am spus că acolo este dezbaterea publică.
când vine domnul viitorul candidat de nu știu ce culoare și viitorul candidat cu nu știu ce culoare, trebuie dezbătute programele politice, dar chemate aici oameni specialiști și să spui, domnule, ok, poți să faci stadion de 60.000 de locuitori, o secundă, de spectatori. Am mai lansat cuiva invitația, da? Și vă lansez și dumneavoastră de acum public, da, să vă rog că atunci când vor fi alegerile locale, da, să fiți printre cei care, da, da, vă veți ajuta pe chestiunile care țin de urbanism, da, să le punem candidaților niște teme de discuție. Da, nu, ca să, da, nu, ca nu, să nu, avem, nu, 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 nu. Și să le vedem. Nu, iau să vă spun, de exemplu, din ce cauză? Asta este foarte periculos. Fiindcă una din temele de discuție a fost cu statuia fidelității în Timișoara. Și aia a fost cea mai perversă săgeată care iarăși a fost făcută de oameni care nu știu ce înseamnă Timișoara. Timișoara era un echilibru foarte rafinat între etnii. Statuia, este în continuare. Statuia aia era o ofensă a unei, adresată unei etnii. A scoate-o dintr-un loc și a pune în alt loc în centru, era evident că va produce tulburare. Din fericire nu s-a întâmplat. Păi da, dar ea a fost votată în 2008. Știți asta? A avut proiectul făcut. În 2012, autorizație de construcție făcut. Și dezbaterea a fost să aducă statuia aia din cimitir. Eu nu vreau să discut, să de, deci înțelegeți-mă bine, nu, n-ai voie să, să, dacă nu ești Timișoara, n-ai voie să, să te bagi cu cizmele, fiindcă nu înțelegi care e spiritul acestui apropo, oraș. Apropo de a fi sau nu fi timișorean, înainte de a vă mulțumi, doamnelor și domnilor, vă recomand, e un editorial de colecție, am spus un editorial și vi-l recomand, da, să-l citiți dacă nu l-ați citit de astăzi, al colegei mele Mirela Vlăduții, a fi sau a nu fi timișorean, ea fi născută în Drobeta, Turnu Severin și venită în Timișoara. Dar un punct de vedere, da, atâta vă fabulos. Eu vă spun, și toți în Timișoara am venit din altă parte. Timișoara n-a existat, a fost rasă de tot. Că bunicii mei au venit din partea mamei din Europa, din vreo 10 țări, din partea tatălui au venit din, de aici, din Banat, și așa mai. Tot timpul a fost un creuzet în care au învățat să se respecte unii pe ceilalți. Nu, ăsta este marele avantaj. Parcă ați fi citit editorialul. Da, glumesc, înseamnă, da, înseamnă că, înseamnă, da, că Mirela, fie, da, vorba între noi, e timișorean, că în, da, spirit, sigur, fără doar, adică, se poate. Ăștia care spun că oltenii, că nu știu ce, păi nu vă supărați. Toți au jucat, moldoveni, toți au jucat un rol important. Nu discut că bucovenii au venit în Imperiu aici, care sunt moldoveni, nu să, așa. Și așa mai departe. Și eu vă spun, de exemplu, noi în Registrul Urbaniștilor dăm tot felul de diplome de excelență. Ultima dată lui Mihai Opriș. Și acum vreau să dau încă anul ăsta a 20-a pentru regenerare urbană prin tehnici de acupunctură, unui tip, Gabi Naica, care în zona Traian, în zona Fabric, are cel mai tare, cea mai tare tavernă din România, unde se strâng. Și tip, ăla e tipul de lucruri care trebuie încurajate. Nu... Poate îl face și cunoscut, să știe lumea. Este genial. Perfect. Da. Noi, Radoslav, cu siguranță, considerați-vă invitat de pe acum, la următoarea emisiune, trebuie doar să stabilim, să găsim momentul oportun. Vă mai aștept, că sunt foarte multe teme din tot ce mi-am propus, n-am discutat nici jumate, așa că mai avem de vreo emisiune, două cel puțin. Vă mulțumesc pentru lecția de istorie și de multă înțelepciune apropo de ce înseamnă Timișoara. Și mi-aș dori ca unii măcar un lucru să înțeleagă, că Timișoara înseamnă, așa cum spuneați, dialog. Da, ăsta e cuvântul, este absolut important. Un singur lucru, când acum vreo 2 sau 3 ani de zile, când s-a făcut dezbaterea cu Pug, nu știu dacă v-am spus, a fost un american care trebuia să facă un raport despre cum. Și s-a crucit că la dezbaterea publică, la dezbaterea despre extinderea morului, știți cât au fost? 0 oameni, anunțat cu surele și tot. Asta nu e din cauza cetățenilor, din cauza că cetățenii nu mai au încredere. Și nu este de acum și în toată România și în toată Europa, din păcate. Doamnelor și domnilor,
o emisiune mai mult decât interesantă. Vă promit că o să mai discutăm aici cu domnul Radoslav. Cine știe, poate vine cineva de la primărie, poate vine domnul primar, dacă mai are timp. Căci e ocupat să se plimbe cu Mercedesul. N-am uitat, domnule primar, Mercedesul, cum l-ați cumpărat, cine a dat comanda. E interesant. Vom discuta, căci e o temă importantă. Până săptămâna viitoare vă spun ca de obicei, fiți mândri că sunteți timișoreni cei care sunteți. Nu uitați că dialogul este cheia secretă a Timișoarei, iar cei pentru care nu sunteți, da, Timișoara, în ciuda vremurilor trecătoare, rămâne un oraș al dialogului și conviețuirii. Până săptămâna viitoare vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară nebănuită!